caricatură cu fermă. Dânsul iubește foarte mult și se comportă cu dumneavoastră ca niște copii. Acum trăim niște vremuri deosebite prin care trecem și trebuie spus adevărul la toată lumea. Asta este singura condiție pe care trebuie să o țineți minte aici toți. Ați văzut niște copii în jurul meu. Vă spun că copiii ăștia care erau adinaori cu mine aici, mulți dintre dumneavoastră m-ați apostrofat adinaori și l-ați lăsat pe domnul Popa. Copilul acela, dacă îl întrebați, vă poate spune care ești bolnav și când mor. Este aici de copilul acela de sus de acolo. Vede aura dumneavoastră la toți. Ce culoare aveți spirituală, dacă știți? Doru. Și când sunteți de bolnav? Doru, te rog, nu aveți încredere în acest lucru. Doru, te rog, domnul Popa se comportă cu dumneavoastră ca un părinte de la bun, vă iubește, dar nu se comportă ca unul care trebuie treziți-vă singuri oameni buni. Dar ce-am spus până acum că ești, tu ești vinovatul tău? N-ați înțeles, domnul Doru. Păi nu i-am înțeles, dar nu sunt oameni buni. Unde trebuie să căutați? Trebuie să fim educați. Dar cine trebuie să căutați? Noi înșine. Auzi, domnule. Da, noi. Spus că cu unii trebuie să faceți mai puțin. Eu zic că trebuie să faceți cu toții aceste legi. Stai, dragă, eu spun că o să fac cu toți la fel, dar după ce am pregătit. Nu putem vorbi de aură. Eu le spun la oameni acum, dacă le vorbesc de aură, zic că vedem să luăm ABC-ul ăla, acesta să ia de domn sau de altceva. Dacă vreau să vin cu copilul acela care are niște proprietăți, și sunt mulți prieteni, care are niște proprietăți extraordinare, vorbește despre aură, dar să vezi ce este aura. Când ai să vezi ce este aura, ai să înțelegi despre ce e vorba. Că acum spun, domn, am văzut acolo un făcător de minuni. Nu e făcător de minuni. Noi avem în noi toate elementele respective. Eu nu contrazic pe nimeni. Și el are toți avem dreptate. Dar dreptatea aceasta, v-am spus, depinde de. De o serie întreagă de fapt. Și noi trebuie să avem această încredere. Numai asta, dacă ați venit acum, ați căpătat-o. Mai doriți să ne vedem, să ne mai discutăm? Da! Da. Deci, s-a făcut o deschidere. Când are loc deschiderea oamenilor? Hai să vă spun, că totul e interes în viață. Și menționez asta. Deci, legat de interes, dacă nu vorbești despre mor la not, mor, și despre nuntă la nuntă, și vorbești invers, ești ridicol. Deci dumneata trebuie să ai grijă ca momentul când porți o discuție despre cele ce vom auzi în altă ocazie, nu te duci acum și spun, dom'le, am văzut acolo niște manifestări teribile, că la care sunt cu paharul în gură, că face, oși bă nebună, nebunule, ce te-ai apucat, te-ai dus de ăla, te-ai pervertit, sectă și așa mai departe. Nu! Știu și astea oameni. Că dumneavoastră dacă auziți la mine ceva și vă duci, văzut la sectantul ăla, am cazul când bate pe nevasta, că de ce vine aici? Dar ea simte că aude ceva care e folositor ei. Eu nu urmăresc nicio sectă, nicio nouă religie, nimic, nimic, nimic. Vreau ca prin știință să ajungem, prin cunoaștere, să ajungem ca să fim mai evoluați decât suntem. E bine așa sau nu e bine? Și acum eu vă indic dumneavoastră, căutați oameni buni și citiți și dumneavoastră când ați citit, când v-ați documentat, când aveți acum ABC-ul format, când îmi pui întrebarea, cum pune dânsul sau cum pune dânsul când a trăit el niște momente dintre asta, eu decât îl aprofundez acum. Sigur că și eu aș vrea acum să chem toată țara, să vorbesc la televizor, să le spun, băi, fraților, vezi că poi mâine va fi o conflagrație sau va fi o răzbunare a Pământului Fantastic. O să zică, uuu, că n-a avut loc. De-aia spun să n-aibă loc acest fenomen. Pentru că nu e bine să aibă loc. Dar dacă are loc, cine știe să se întâmple? Ei, dacă nu te pregătesc, te distrug. Și a spus mai înainte, dânsul mai ascultat la chestia. Eu v-am spus așa, mai înainte. Noi trebuie întâi să ne pregătim. Să avem un grad de pregătire, să fim convinși. Îmi cunoaște, autocunoaște-te prin cunoaștere și vom acționează sincer în consecință. Văd, cuvintele astea sunt foarte grele. Știți cine le înțelege? Dânsa care a urmat tratamentul. Cei care se urmă tratamentul. Atunci, că ai cunoscut, ai venit la mine, eu te-am deschis, dumneata te-ai apucat să lucrezi, când ai trecut prin greutățile respective, atunci încep să mă înțelegi, să mă vezi. Adică trebuie să te înțelegi pe tine, unde ai greșit și pe urmă să vezi că n-ai să mai greșești. Eu sunt sigur că dacă ieși din această formă de dezintoxicare și mai greșești, ai să o faci a doua oară, să știi a treia oară, ești în prăpastie. Deci toate lucrurile acestea noi trebuie să le învățăm. Sigur, noi avem foarte multe lucruri de cunoscut și foarte importante vor fi și în domeniul acestea, acelei două părți a corpului nostru. Sigur, e târziu acum, într-adevăr, Doru spune acum că e foarte târziu. Noi suntem în preajma unui cataclism groaznic al lumii. De aceea vă spuneam înainte, când n-ai fost domnul Doru aici, trebuie în loc de acest trebuie să spunem,
să cântăm acum, dacă noi tot, toată seara astăzi ne-am apucat și am cântat cântece dintre ăștia frumoase, care să aibă o vibrație inversă decât a intrat în pământ, oprim vibrația care am băgat-o în pământ și se răzbune contra noastră. Dar cine trebuie să ne vede lucrul ăsta? Noi! Spuneți-o la televizor! Am tras o gură de aer, dacă ați observat cât de puternic a fost gura asta de aer. Domnul Popa, vorbiți-ne și de bioenergia un pic ce am ultima cuvinte. Da. Toată lumea are bioenergie. El se deosebește. Toată lumea. El a avut marele necaz să și-o folosească pentru un interes. Ați auzit de unde a plecat? A iubit o pisică. Sau un cățeluș. Un cățel. Cu mâine prinse de gaz, pline de gaz, s-a dus și a apăsat asupra cățelușului respectiv și el s-a făcut bine. Și voi faceți în fiecare zi asemenea bioenergie. Toți transmitem bioenergie. Tu ți-o transmiți într-o anumită zonă acolo. Dar nu știi să ți-o transmiți. Nu știi. Pentru că n-ai cultură. Și în domeniul acesta avem materiale care s-au scris. Uite, e la noi un cercetător care se numește Lazia Ion. Dumitru. A făcut două studii în America, a luat două diplome și te învață. Uite, te duci și pui mâna așa, în zona plexului solar și stai și faci o încărcătură de 20-30 de minute. Și după aceea te o duci în zona care te doare. Deci ți-ai acumulat-o, ți-ai conectat-o și pe urmă ți-ai luat-o și ți-ai redistribuit-o. De câte ori dumneavoastră instinctiv nu vă duceți cu mâna și țineți într-o parte? Când te doare, când ai o durere, cine ți-a spus? Atunci faci transfer de bioenergie. Când te duci, uite, un exemplu pentru mamă. Au copii bolnavi. Dezbracă de mamă. Treacă-ți pieptul cu oțet și apă ca să dai drumul la deschidere, că petrolul este mai greu, miroase, dar petrolul ar fi cel mai bun. Deschide sporii de grăsimile care sunt și toxinele care sunt la suprafață, fă și acel lucru la spatele copilului și pune-ți pe pieptul tău până când simți că scurge transpirația printre voi. Și să vezi că copilul dimineața nu mai e bolnav. Dar în timpul ăsta să fii și convins că îi dai drumul la o energie corespunzătoare. Petrol la ampan. Da. Mă rog, dacă poți să-l suporți, am spus. Și ăla dizolva bine grăsimile din dermă decât oțetul. Și el mai face ceva. Mai intră și în interior. Oțetul are oțetul malic, adică oțetul de mere, are proprietatea de a dizolva acidul lactic din mine și a transmite niște elemente malice în sistemul meu de acumulare, prin care îmi echilibrează dezechilibrul din celulele care sunt la suprafață și trebuie să emite energie. Adică se face o descongestionare a zonelor prin care trebuie energia să expulzeze. Când te speli cu petrol pe mână și bagi mâna într-o pungă sau puneți mâna pe o grăsime, pe ulei, ce simți în punga respectivă? O căldură. Și după un timp de, o duceți acasă și faceți presiune, să vă treziți cu picături de apă în punga respectivă. Fă și cu mâna cealaltă, căruia n-ai făcut lucrul ăsta, în aceeași punga. Și ai să vezi că dincolo peste, mult timp începe să curgă picătura de apă. Din transpirație. Oare de ce? Acolo sunt încă elementele care stau în fața acestei energii care trebuie să expulzeze față de mâna cealaltă. Acestea sunt lucruri de cunoaștere, dar asta face tot într-o pregătire amplă. Eu acum ce am făcut cu dumneavoastră? Am făcut numai o deschidere pentru căutare. E bine ce v-am spus? Da. O deschidere pentru căutare. Acum dumneavoastră o să mă întrebați. În spate, da. Care alimente sunt yang și ce proporții să... Domnișoare, răspunsul e următor. Acest yin yang este studiul chinezesc care are la bază principiile și alt... Vă spun imediat. Da, imediat.
Deci acest echilibru indian, studiat de către chinezi, cum este și curentul electric, pozitiv, negativ, acid, bazic, toate acestea sunt două forme care se goresc unele pe altele și dintr-una devine alt. Spre exemplu, acidul devine vreodată alcalin sau neutru? Eu spun că da. Ați avut murături puse, gogoșar pus în oțet. Iar de vara, 1, 2, s-au ieșit la suprafață, după aceea au făcut, au fermentat și dacă ați gustat din oțetul respectiv, nu mai oțet, ia apă sau chiar puțin sar. Ce s-a petrecut? Formele de viață care au intrat și au atacat gogoșarul au fost de natură alcalină și au produs un echilibru în yin-yang. Yin-yang-ul, deci yin-ul este o forță care este centripetă, adică se adună, iar yang-ul este cel care de acum, pardon, yang-ul este centripet, se strânge și yin-ul este dispersat, centrifug. Carnea de la ecuator este yin. Mă întreabă unii, dar cum trăiesc domnul Popa cei de la ecuator, de la Polul Nord, numai cu carne? Carnea de acolo e yang. Nu mai e yin. Animalele se strâng ca să poată să conviețuiască în zona de frig. Și asta au făcut-o cine? În ce lucrare găsim acest lucru, domnitare? În lucrarea lui Michio Kushi este o lucrare foarte bine studiată și foarte bine elaborată pentru toți cei care vor să cunoască mai amplu și Oșava. Oșava a fost înaintea lui. Dar aprofundat mult mai bine este aprofundarea făcută mai mult de Michio Kushi. Și acolo găsești. Că mă întrebați, când trebuie să mănânc? Dumneavoastră sunteți unii colerico-nervoși, deci sunteți foarte acizi. Sunteți limfatic, cu tendința alcalină, sunteți sanguin, sunteți aproape de neut. Și acum, ca să poți să faci o nutriție a ta în funcție de, atunci trebuie să cunoști pendulul. Ce m-a întrebat cineva de eu v-am întrebat. Deci când ai să înveți să te nutrești, să te verifici zilnic cu pendulul, dumneata ai să fii mai echilibrat. Și pentru asta este și asta o știință. Eu vă pot explica în cuvinte puține. Da. Dar da. Nu. Sunt niște cursuri care se fac de contre un Dimitriu, un domn Dimitriu bine pregătit. A lucrat, lucrează. A făcut cursuri. Care a făcut cursurile până acum? 1, 2, 3, sunt al doilea. Sunt bune cursurile, oameni buni. Unde? Aici, în București. Și începe o serie nouă. Nu fac reclamă. Mă rog, la unde? Uite, stați de vorbă cu cei care au făcut. Uite, sunt acolo. Ridică mâna, ridicați-vă mâinile sus ca să vă și să vă cunoască. 1, 2, 3, 4, sunt acolo. Unde faceți cursurile, mă? Că nici nu știu pe unde. Vă explic, oameni. Mi se spune acum că acolo. Nu e la preotea sa, domnule. Nu, e în altă parte, nu știu. Unirii, acolo e un... Deci, cu această formă de lucru cu tine, acest pendu face parte dintr-o știință care își deschide porțile, se numește radiestezie. Vor apare în anii viitori motoare radiestezice, care n-au nicio formă de principiu din cele cunoscute, decât că emit o manifestare finală, un efect. Modalitățile prin care produc efectul respectiv sunt cu totul în afara de cele cunoscute la ora actuală. Pentru că n-ai posibilitatea dumneata, n-am o oasă ca la mine acum, ca să vă arăt un lucru foarte simplu. Să vedeți ce face pendulul acesta, ia-ți-mi doamna dacă vreți să vă spuneți. Pendulul poate fi făcut din orice obiect, de la nasturile dumneavoastră. Nasturi, verghiestă, orice. Dar dacă e făcut dintr-un metal și cu o formă anumită, vedeți că într-o revistă acum... Unde am... e o revistă străină, am văzut-o la... Nu, e o revistă în care a apărut toate formele de penduluri care se găsesc la ora actuală, în special în Franța. Sunt 30-40 de forme, fiecare cu explicația cupru. Dar cea de cupru și legat cu fir de păr, cam de forma aceasta, este una dintre cele mai... Uitați dumneavoastră, uitați-vă, când ai să spun, domnule, dacă eu îl țin așa, să vedem ce se petrece asupra acestui conținut. Întâi să vă arăt cum se face. Noi suntem invers acum, acolo miază zi și miază noapte acolo. De am consider că miază noapte așa. O primă mică lecție așa.
dacă îl ții, cam vedeți toți sau nu vedeți? Da, da. Dați-le mâna cealaltă ca să vă fotografieze din partea dreaptă. Nu, că principiul că se vede de acum. Stați cu picioarele cam așa, deschise, și îl țineți în poziția aceasta. Vezi ca și început o mișcare. O să fie nordul și către mine. Eu nu fac nimic acum și ca să convingeți că așa poate zice, domne, face el ceva din mâine. Pentru că eu am găsit o modalitate să mă convinc și pe mine că nu fac eu ceva și că este o acțiune de altă natură. Și atunci am pus în trei puncte și am făcut așa. Mai este vreun dubiu acum că eu acționez? Treci acolo. Am stabilit că acum nu mai există o modalitate de a face eu ceva, o manevra. Deci am stabilit. Așa cum îl opresc în poziția respectivă și vedeți. Deci a început pendularea, da? Da, da, da. Fac eu ceva asupra acestei pendulări? Nu. Este vreun dubiu din partea cuiva? Da. Se facă fiecare și vede că mental se poate interveni. Da, da, aia. Deci am stabilit relația. Deci acum că a început să facă acest pendul, ceea ce face, deci eu am intrat în relație cu pendulul respectiv. Cum e comandat că dacă acesta am să-l leg de o bucată de lemn, nu va mai face. Deci prin mine se produce ceva. De cine, cum, iar se caută explicația. Se caută explicația. Nu s-a găsit multe ipoteze care caută să dea explicația. Sau mă duc cu aceeași, în același fel, mă duc deasupra piciorului drept și țin în aceeași poziție și deasupra piciorului strict, pardon. Și atunci se stau așa și să vedeți că el acum înainte a făcut așa, a făcut o pendulare. Acum vedeți ce face. Da. Începe o formă eliptică. Da. Fac eu vreo mișcare cu capul, cu mâna, cu ceva? N-a ajuns încă la forma de cer. Nu. Pentru mine n-a ajuns încă la forma de cer. Nu. E încă eliptic. Eliptic, da. Când a ajuns cam la vreo 15 cm diametru, înseamnă că dumneavoastră v-ați stabilit de ce sens sunteți. Dacă sunteți de dreapta, așa cum ați văzut acum, sau dacă sunteți de stânga, că la unii se va învârti către partea stângă. Unii dintre noi să spune, domnule, nu face la mine, nu face, că n-ai intrat încă relație și trebuie să ai răbdare o săptămână, două, trei, patru, cinci, până când, într-o zi, te vei pomeni că aceasta ai intrat în relație cu pendulul tău. Și în fiecare zi, și în fiecare sau lună, aceeași sens se învârte? Nu, vă spun imediat, doamne, vă spun imediat. Acum, dacă vrei să mănânci, ai ceva, aveți un măr la dumneavoastră careva? Da, da. Dați-mi bani. O bucată de pâine, un medicament, să vedeți. Nu, măr întreg, măr întreg. Asta și pâine. Uitați-vă cu atenție. Dacă acest măr a fost stropit și de pe el a curs și în zona respectivă nu s-a spălat în suficientă măsură, pendulul se va învârti invers. De la dreapta la stânga. O să vedeți. Deci, eu acum îl verific, îl pun deasupra și stau tot așa și văd dacă îmi este mie favorabil. Da. Deci, observați că a început să se învârtească în sensul meu. În sensul meu. Și
Sau uite ce repede intră în relație și cât de rapid... L-aș mai mânca. Acum am ieșit sete. Uitați-vă cât cerc face. Deci ați observat. Acum îl întorc invers. Tot aceeași poziție. Se învârtește invers? Ce trebuie să fac în balanță? Eu trebuie să mănânc jumătate din balanță. Domnul Popa n-are nevoie de fi jumătate din mărul, are să s-o dea la un prieten, asta, să-l împartă. Deci, ați văzut o probă practică. Mâncați și în timpul mesii vă opriți și ia să vedem, mai am eu nevoie de a mânca din acest fel de mâncare că vă mănânc cu atâta poftă și o să vedeți că în timpul mesii la jumătate se învârtește nimic. Deasupra mâncării. Mâncarea vă puneți în parcurie. Atenție, atenție aici. Că de fel trebuie să verificați, numai o secundă, lăsați-mă puțin. Doamne, nu sunteți atent la o idee. Dacă vasul în care îl pun nu e verificat el înainte de a pune mâncarea în el, poate el să-mi influențeze. Eu trebuie să verific și vasul dacă este de același sens. Cu al meu. Atenție la această chestiune. Se atrage mulți cercetători, dar unul mi-a atras atenția. Fiți atenți că în vasele pot să influențeze sensul de învârtire al pendulului. Și așa dumneavoastră vă puteți face o verificare. Ce mâncați, patul în care dormiți, atenție oameni buni, să știți că patul în care dormiți și zona în care dormiți a camerei, de multe ori poate fi nefastă, cancerizantă, copiii depresivi, copiii nu învață, copiii sunt foarte alarmați, foarte dezechilibrați. Ce se poate face în situația aceasta? Sunt câțiva oameni în țară care se ocupă cu aceste lucruri, bine pregătiți, și pot veni acasă cu două vergele și stau de vorbă cu vergele. De exemplu, Lazia stă de vorbă ceva așa, ca să vă convingeți că vă spune un mare adevăr, duceți-vă în pădure acolo sau în grădină și rupeți o creangă dintr-un arbore. Ați rupt și vine și o puneți pe masă. Și el întreabă, din ce direcție a fost ruptă creanga? Se învârtește așa în jurul, în continuare, 360 de grade, și când a ajuns în direcția din care se găsește arborele, se împreună vergele. Și acum spune, întreabă din nou, la câți metri aproximativ se găsește arborele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, la 16. O ia, tip-tir, la 16 metri. Și merge în direcția respectivă. A ajuns în apropierea respectivă, acolo se oprește și întreabă. În ce direcție? În dreapta sau stânga? Stânga stă pe loc, dreapta. Îl ce în dreapta, la al câtelea arbore? Al 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Și pe urmă te găsește locul de unde a fost ruptă creanga. O probă mai convingătoare decât asta, cred că nu există pentru șef. Pentru cei care cercetează, nu veți rămâne, nemulțumiți, decât vă întărește convingerea ca să lucrați mai desăvârșit și mai bine, mai departe. Nu, domnul Popa, n-ați răspuns total la cu... Mai departe. Fiecare zi, Daniel. Mai departe. Patul în care dormiți trebuie să fie orientat către nord. Patul trebuie să fie verificat de acești radiestezii, să nu fie zona în care dormiți, că sunt niște scaroiaje care curg din spațiu, 2 metri jumătate în mod normal pe 2. Acum aceste caroiaje este groaznică, apropierea lor a ajuns cam la vreo câți centimetri copii. 30 pe 40. Asta să nu fie. De-aia o alarmă mare pentru ceva dezastru. Aceste linii se adună și se apropie în momentele în preajma cataclismului. Trebuie cercetat acest cercetător
Eu vă spun, am citit din ele, citesc din toate domeniile, pentru că știu că din viață nu rămân decât cu două mari acumulări. Cunoștințele științifice care mă ajută pe mine să evoluez și să ajut pe cei din jurul meu, înjurându-mă și bătându-mă, și faptele iubite. Deci eu sunt obligat în fiecare zi, din tot ceea ce mă înconjoară, să caut să învăț ceea ce nu știu încă precis. Pentru că dacă aș trăi un miliard de ani și aș învăța în fiecare zi un miliard de probleme, abia atunci am dau seama cât de puțin știu. Acesta trebuie să fie, să fie marele adevăr pentru fiecare dintre noi. Deci, aceste cunoștințe, dumneavoastră, trebuie să le preluați. V-am spus și repet încă o dată, această venire aici nu este aceea de a vă învăța. Eu dacă am reușit ca pe fiecare dintre dumneavoastră să vă deschid dorința de cunoaștere și o veți face peste câtva timp și o să-mi spuneți, domnul Popa, și eu am citit. Domnul Popa, și eu am citit și n-am înțeles încă clar acolo. Și atunci, dacă nici eu nu știu, caut și eu pe cineva care este mai bine pregătit în domeniul respectiv și facem o discuție pentru cunoașterea cât mai amplu a lucrurilor care trebuie să le știm, pentru că vă spun încă o dată, din viață nu rămânem decât două mari acumulări. Cunoștințele științifice și cei care veniți la mine și vă întreb și v-am întrebat de ce vrei să te faci bine? Vreau să-mi cresc copii, vreau să mă ajut familia, nu te ajut. Dacă după ce ai căpătat în urma sfaturilor date din partea mea o echilibrare din clipa aceea te cerți cu animalul din tine și începi să cauți să răspunzi la cele trei mari întrebări. De unde venim? Cine suntem? Și unde mergem? Pentru că aceasta trebuie să fie deschiderea și a doctorului, și a preotului, și a tuturor oamenilor de știință. Eu aș gândi că pe frontispiciul onului trebuie să fie scris. Sarcina de a da obligativitatea tuturor oamenilor științei, indiferent de coloratură, să ne înceapă să ne învețe să răspundă la cele trei întrebări. Când vom ști și vom accepta, vom fi alți. Nu ne vom mai urâ atât, că ne vom urâ atât de rău. Pentru că când știi că de la gând, privire, gest, vorbă, faptă, totul se înregistrează, îți garantez că vei fi alți. Toată ființa ta vei fi alt. Eu mă uit la foarte mult. Doamne, v-ați schimbat modul de gândire, sincer. Ia spune, sincer. Care ați trecut prin suferința aceasta? Sunteți alții decât ce ai fost? Sunteți care ai fost? Înainte. Chiar diametral opus. Vedeți? Că numai, v-am spus încă o dată și repet, numai acel prag de suferință dus dincolo de limita de înțelegere te schimbă. Și apoi atunci începi să te cobori, să fii cu picioarele pe pământ, n-ai să mai fii cel care ai fost până. Pot să vă mulțumesc pentru această... Eu vă mulțumesc dumneavoastră. Că ați fost între legături și... Să știți că va apare în curând o carte scrisă de un doctor care nu l-a înțeles pe domnul Popa, l-a contrazis și care acum, citind și verificând cazurile tratate prin metodele lui, a scris o carte. Deci în curând urmăriți la librăria Mihail Eminescu va apare. De ce? O să găsească și explicația. Dumneavoastră care ați făcut autotratamentul respectiv, ce ați trăit? La 7 zile, la 14 zile, la 21 de zile? 7 zile, în jurul al 7 apar niște crize de-a dreptul cutremurătoare până la ținut lumânările. La unii trebuie să aibă și chibrituri și lumânări. Nu vă duceți, nu chema salvarea. Dacă o chema salvarea, el n-are ce să-ți facă decât să te întoarcă înapoi într-o anumită situație. În sfârșit, dar ca să faci hatărul familiei, hatărul celor care sunt în jur, poți să faci asta, dar să știi că o faci în devenire. Mai oprești procesul respectiv. Dar dacă e să mori, sau trebuie. Dacă ești autoprogramat, mor ușor prin această formă de dezintoxicare. Dacă ești autoaccidentat, trebuie să-ți acolo. Da.
Deci... Dacă ești autor, dacă ai programat... Mă întreabă, domn Popă, eu de care sunt auto-accidentat sau autoprogramat? Am înțeles că cineva vrea să-mi pun o întrebare de genul acesta. Eu le spun cu căldură. Dacă faci și te refaci, ești auto-accidentat. Dacă te faci că faci, ești autoprogramat. Deci mingea e la tine. Caută să-i dai drumul. Vă mulțumesc. Am spus o paranteză. Să știți că eu aș putea foarte frumos, prin acumulările cantitative și calitative, să le afișez pe pereți pe aici. Însă dumneavoastră, fiecare o entitate, când vă întâlniți cu voi, reîntâlniți cu mine, nu eu vă dau tratamentul. Poate ați avut ocazia foarte mulți dintre dumneavoastră ca să vă dau niște probleme la care dumneavoastră gândeați în momentul respectiv. Dumneavoastră îmi cere ceea ce trebuie să vă dau din noianul meu de acumulări care le am. Deci, matat, vii și îmi ceri mie și eu spun 15, 17, de certa 15, 17, 19, când te duci. Și dom'le, uite cum mă doare, tocmai ficatul aveam nevoie, de rinichi. Că v-aș lăsa foarte frumos după ce v-am dat, dar de urmă, de ce ne mai aduce, de ce mai venim la București? Nu vă aduc. Dumneavoastră trebuie să veniți, că sunt cheltuieli acum, pe tren. Sunt o serie întreagă de oameni care vin de la distanță. Și anume, te-ai plecat pe această cale. Ori după 21, după 40 de zile, ești altul. Și acel altul trebuie să mi-l spui dumneata și din aceste acumulări să-ți dau ce trebuie să-ți dau. Nu mă acuzați unii, de ce te mai cheamă până și alții spune unii, de ce te mai cheamă la București, de ce te mai duci până acolo? Nu rămâi cu banii care e acolo. Dacă vrei să rămâi cu viață și cu echilibru, dar înveți niște lucruri deosebite. Învățând, acesta e marele câștig. Că mâine, în urmă, v-am spus, nici patru scânduri prinse cu ei nu le ai. Nu le ai. Dar aceste cunoștințe care vi sunt absolut necesare, vă transformă pe dumneavoastră, vă face să fiți, vă apropiați mai mult de cuvântul om. Pentru că nici unul dintre noi nu suntem oameni. Decât am îmbrăcat această haină. Oamenii adevărați, să știți, dacă vor să trăiască între oameni, e foarte greu. Nimeni nu crede adevărul. 99,9% dintre oameni cred minciuna. Din păcate, pentru că ei sunt deformați prin minciună. Și atunci, ca să poată să te accepte, trebuie să-i spui și, și adevărul și minciuna în momentul în care discuți cu el. Ca să te poți apropia de cuvântul om, trebuie să te duci ce fac de acum asceții în India. Pleacă dintre oameni, încep să gândească și să vibreze ca niște posturi de emisie care cei care sunt pregătiți le primesc. Și noi, aici, facem această pregătire. Unii spun, domnule, de ce te-a pus dumneavoastră să faci aceste? De fapt, probabil, nu probabil, știți că mi-am luat această karmă prin care trebuie să vă dau și dumneavoastră din acumulările mele cantitative și calitative. Pentru că eu le-am trăit. Eu am ajuns ca să vă pun lucrul. N-am mâncat 52 de zile, când n-am mâncat 52 de zile, sau 45 de zile, ne-am băut 4 zile și 8 după aceea. Le-am făcut să învăț, să vă învăț. Dacă eu n-aș avea această experiență, v-aș da niște sfaturi. Pările, faci așa. De aceea dumneavoastră care căpătați rezultate pozitive, le căpătați pentru că începeți să intrați în dumneavoastră. Intrând în tine, abia atunci stai de vorbă cu tine. Și repet, cine caută în afară ajutor pentru desăvârșire este un prost. Du-te afară, cunoaște, autocunoaște-te prin cunoaștere și după aceea lucrează cu tine în consecință. Și atunci înveți lecția vieții. E clar? Da. Și în legătură cu aceasta ai aici, pe lângă partea fizică, ai această parte psihică de care v-am vorbit la început. Că noi suntem formați din două elemente materiale, fizic, pipăibil și bioenergetic, demonstrabil. Demonstrarea aceasta o vom face mâine științific. Mâinile e aproape, să știți. Științific. Vom ajunge să convingem atunci că toți ateii și preoții care sunt dogmatici și doctorii care sunt de acum
polițiști vor avea ocazia să schimbe atitudinea prin știință, oameni. Pentru că știința nu este altceva decât tot de la divinitate dată. Tot de acolo ne-am adaptat. Ideile științifice nu sunt ale oamenilor. Se pregătesc oamenii și ridică antena în spațiu, ideile plutesc în spațiu continuu și ele sunt prinse ca și undele radio de cei care, se pregătesc să prindă unda radio. Rețineți, este și acolo tot o formă științifică. Pentru că, gândiți-vă, legea Boil Mariot, citit despre ea, că a fost emisă de doi indivizi din două părți ale globului, scrise cuvânt cu cuvânt în acea poare. Cum a ajuns să fie acest act desăvârșit? Decât amândoi s-au pregătit, s-au ridicat antena și ideea antenă, ideea circulată în spațiu, s-a prins unul și unul și altul în același timp. Și așa cum aparatul de radio, unul să spuneți, aici e ceva, nu e nimic, aici e ceva, nu e nimic. Dar dacă vin cu aparatul de radio și-l pun aici, 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 peste tot prinde, deci nimic este pentru pipăitul meu, dar vibrația există și ea este preluată și cunoscută și redată. Dar e redată prin ce? Printr-un aparat care a fost de acum autocopiat după noi. Noi ne-am autocopiat și ne autocopiem continuu și copiem natura. Acestea sunt lucrurile pe care dumneavoastră trebuie să vă pregătiți să le cunoașteți. Alături de animalismul acesta materialist pe care dumneavoastră trăiți zi de zi, lăsați-l puțin mai departe. Hai să cunoașteți Dumnezeu, avem acum mult material. Țările din Apus, eu am fost acum două luni de zile în Germania. Mult material, multă dușmănie, multă ură. N-aș vrea să trăiesc acolo. Întrebându-i că nu le lipsește absolut nimic. Noi invidiem pentru ce au ei. Dar nemulțumirea lor internă, psihică, este mult mai crâncer decât a noastră. Noi avem două, n-am fost pervertiți. Ei întreb, ce vrei omule, că ai de toate? Ei, când un individ a ajuns la întrebarea care o pui ce vrei să spună, nu știu, este un individ terminat. Un individ care spune așa, eu vreau să trăiesc cât mai mult și să cunosc, să răspund la cele trei mani. Sunt inculți. Sunt culți din anumite puncte de vedere, dar din punct de vedere al pregătirii psihice. Ei au crezut când m-am dus acolo la o conferință, că vă spun și niște lucruri dintre acestea, m-am dus că am vrut să văd niște lucruri deosebite și văd despre ei. Am vrut să văd când ei au ajuns prin știință să vorbească cu cei decedați prin televizor. Și s-a ajuns la această fază. Deci s-a ajuns ca să vorbești cu cel decedat prin televizor. Deci prin știință se va ajunge la această convingere. Sunt la faza când au început să prindă, învățați de cei din spațiu, cum să lucrăm cu ei, cam la nivelul anului 1950 de ani când a apărut radio și cutiuța aceea, vă, ce e diavolul acolo, așa spunea Vulgu. Vă aduceți aminte? Da. Da sau nu? Asta. Pentru că el nu putea să realizeze cum de acolo poate să vorbească cineva. Mai sunt încă și din secte religioase care nu acceptă aceste lucruri. Mă fac pe mine de acum că lucrez cu diavolul. De ce? Și cum poate un om să spună niște lucruri despre cineva apelând decât la ce? Păi da, fac eu apeluri. V-am învățat pe vreunul dintre dumneavoastră care sunt în tratament să faceți anumite mătăni, forme dintre acestea, diavolești. Nu v-am învățat, v-am învățat numai un singur lucru. Omule, învață că natura este mai puternică decât noi toți și trebuie să ne ducem să o înțelegem. În alături de acest lucru, această intrare în tine înseamnă marea religiozitate. Pentru că din tine pleacă această acumulare. Dacă tu, în interiorul tău, nu ai convingerea că ești dependent și că ești independent, n-ai să te faci. Abia atunci îți dai seama că nu ești independent și ești dependent. Această dependență creează tu în interiorul tău față de vibrația universală, pentru că există. Noi suntem dependenți de această vibrație universală, ea nu poate fi contestată. Cine o contestă, ateul și toți cei care o fac, o fac în detrimentul lor. De la gând, privire, gest, vorbă, fapt. Totul se înregistrează. Cu asta închei și vă mulțumesc încă o dată. La revedere, pe sâmbătă viitoare.